sperăm să fie un subiect interesant. Am să vă spun așa cum bine, domnul Daniel Mazilu a fost cel care ne-a propus împreună cu Claudiu. Dar eu am avut o experiență în privința asta, apropo de lipsa de discernământ duhovnicesc. Și o să vă povestesc așa în introducere, după aceea avem bucuria de fiecare dată, domnul Daniel Mazilu ne-a vorbit de la Tecuci, pe Skype. Așa a fost alături de noi și am început seriile la inițiativa acestui grup Zestrea Românilor, cu Claudiu, cu Florin, cu Daniel Mazilu. Amintesc că prima a fost cu Pedagogia Lucrurilor Aprins. Și iată că ne-a ajutat Dumnezeu, am continuat aceste întâlniri, este minunat că ne întâlnim. Și mai ales, cred eu că la începutul postului mare e foarte important să avem discernământ duhovnicesc și să înțelegem ce ni se întâmplă. Însă, înainte de a începe, facem o rugăciune și după aceea.